Inima, da? Generația asta de copii. Bravo, bravo. Și pot să spun, rușine părinților. Bravo, bravo. Da. Cu toți am ieșit în stradă pentru că ne dorim libertatea de odinioară. Hai România, jos Arafat! Ăsta e poporul meu și vă iubesc pe toți! Toți sunteți românii mei! Hai! Eu vă iubesc! Eu vreau acum să avem libertate, deoarece toți vrea acest lucru! Nu mai vrem nești! Vrei să mai dăm afară corpul la nouă! Vă rog frumos! Care mai vrea microfonul de pe voastră? Bună seara, frați români! Noi în această seară am ieșit cu toți împreună aici, nu neapărat pentru nepurtarea măștii. Am ieșit împreună pentru protejarea învățământului, pentru protejarea economiei. Noi nu mai suportăm, nu mai acceptăm să fim călcați în picioare. Ni se calcă în picioare Constituția, ni se calcă în picioare țara. Am ajuns la sapă de lemn. Trebuie să luptăm, să ne recâștigăm țara. Și cu asta am încheiat. Vă mulțumesc! Ce? Pentru că în sfârșit avem curajul noi în țara asta să avem un cuvânt de spus. Este foarte important să avem acel cuvânt de spus. Nu avem voie să ni se spună ce să facem noi cu trupurile noastre, să vaccinăm sau să luăm orice altceva, alte medicamente sau anumite prescripții. A făcut omul, a spus, are liber, să fie liber! Deci noi trebuie să fim liberi, să vă spuneți întotdeauna cuvântul, să aveți dreptul la cuvânt. Când se va pierde acest drept la cuvânt, s-a plăcut de noi. Deci nu avem vreo șansă, vor fi închise toate întreprinderile și toate magazinele. Dacă se închid la ora 6, când vă mai faceți cumpărăturile? La ora 8, să-i se acasă. Copii! Vreau să vedem câți politicieni sunt mor de COVID. Atât am vrut să vă spun, puneți-vă niște semne de întrebare asupra acestor lucruri. Și nimeni n-a spus că noi suntem anti-mască, dar nu suntem anti-mască, suntem pentru libertățile fundamentale garantate de Constituția, pentru care s-au bătut părinții și bunicii noștri. Manifestația a fost spontană, fiecare a ieșit în numele lui, eu am ieșit împreună cu ceilalți, asta nu înseamnă că eu am condus vreo manifestație. Fiecare român a ieșit pentru lipsa lui de libertate, a ieșit pentru că a văzut clar că învățământul este la pământ și a ieșit că a văzut clar că economia este la pământ. Este lume care nu are ce mânca, este lume care stau în casă, ar vrea să se angajeze, dar n-au un post de muncă, Horeca închide pe capete și țara moare. Eu de asta am ieșit în stradă, nu mi-asum că sunt liderul acestui marș. Și cu asta am încheiat. Și în Parlament, în continuu și continuu, sunt tot felul de interpretări.
țară și să vă spun că și eu am fost plecat din țară. După ce am terminat școala într-un stat de rahat, nimeni nu m-a ajutat deoarece statul e de rahat și învățământul e de rahat în primul rând. La final de an școlar în clasa 12-a, ultimul semestru l-am făcut online, profesorii mi-au dat și interesul, cel puțin cei pe care am avut eu la clasă. La 18 ani am luat în spate abilitățile de adult și am plecat în afara țării să muncesc, având în vedere și gândindu-mă că în afară e mult mai bine decât aici, dar de fapt nici în afara țării nu te ajută nimeni, trebuie să construiești totul pe spatele tău și fără pic de ajutor nu o să poți deloc să faci lucrul ăsta. Aș vrea să vă mai spun că în țările în care am fost eu în Occident, nu sunt câinii cu covrigi în coadă, cum toți tinerii cred, și trebuie să muncești ca să-ți faci un trai. Trebuie să ai un... să fii puternic ca să poți să faci față și... Nu mergem la furat! Mergem să muncim, să ne rupem cârca! Spune-mi, te rog, pentru ce protestezi? Protestez în primul rând pentru liberarea țării, pentru acest comunism, dacă îi putem spune așa, care se întâmplă la noi în țară, pentru că românii sunt forțați să facă anumite lucruri pe care nu și le doresc. Românii noștri sunt forțați să plece din țară pentru că România nu îi se oferă un trai bun. Nu poate trăi un român cum se cade, pentru un salariu de mizerie care se oferă aici în țară. Ieșim în stradă pentru libertate. Doamnă, la un moment dat erau peste 200 de oameni. De ce protestează acești oameni? În primul rând protestează împotriva măsurilor care s-au luat în ultima perioadă asupra populației. Mi se par niște măsuri foarte puțin studiate sau poate chiar deloc. Nici măcar deloc cred că n-au fost studiate. Dacă le închidem la 6 în afacerea și încă mai sunt și amenințați de domnul ministru că le pune lacăt. Nu știu dacă ați urmărit, am văzut la televiziune că le pune lacăt dacă nu respectă acele reguli. Deci vă dați seama ce înseamnă pentru investitorul român să-i pui lacăt la ora 6 sau 18, nu? Despre mască și vaccinare? Pentru că considerăm, și nici împotriva măștii, considerăm că unele vaccine poate sunt bune sau poate nu sunt bune, deocamdată sunt experimentale, dar considerăm că cea mai importantă este libertatea de a alege. Omul să aleagă singur să se vaccineze sau să nu se vaccineze. De ce? Protestez pentru restricțiile care le-am impus. Și sunt niște restricții care azi o să intrăm de la ora 22 în casă. Mâine, poi mâine o să ne pună de la ora 6 și tot așa. Și vă dați seama că românul trebuie să fie liber, așa suntem învățați, să fim liberi. De ce protestați? Împotriva restricțiilor protestăm. Pentru că nu suntem mulțumiți și ni s-a cam pus de toate chestiile astea ce se întâmplă în România. E deja un an și o lună și cred că e suficient. Noi nu protestăm neapărat pentru mască, pentru că trebuie respectate condițiile și legile impuse pentru apărarea populației de coronavirus, dar trebuie să ne gândim că învățământul este la pământ și copiii nu mai pot rezista să stea închiși în case. Economia este la butuci și avem nevoie să facem ceva, să creștem economia. Moare lumea de foame în case, lume care vrea să muncească ca să pună la copii ceva pe masă, nu pot să muncească pentru simplu fapt că nu au unde. Legile acestea sunt absurde, am înțeles, de la 10 seara intri în casă, da, dar nu poți intra de la 6, că este lume care muncește până la 7, până la 8, până la 9, până la 10. Atât am de spus. Cu plăcere. La putere și vor să ne stăpânească nu numai puterea banului nostru, ci vor să stăpânească și trupul nostru. Ne pot să ne vaccineze încărțat sau ne condiționează. Dacă nu te vaccinezi, nu vei mai intra într-un magazin, nu vei merge în altă țară, nu vei putea ieși din țară. Eu știu ce mâine pe mâine le mai spun să nu mai facem. Dacă nu facem, găsesc chiar de colocul meu de rezligat, liber, păsurile. Să nu, toată lumea, stau, la un moment dat am spus și el, m-am săturat de inimioare, de like-uri și de susținere pe Facebook. Această patrie, nu se zice niciodată. De ce alegem pe aceștia în care eu nu înțeleg? Mă întreb să te odată, păi cine v-a ales pe voi?